Sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Am discutat despre tendințele definitorii ale deceniului 2 din secolul 21, câteva dintre ele, și anume despre plastic, plasticul vinovat de distrugerea planetei, despre drepturile femeilor, mișcarea feministă, reformularea genurilor, mișcarea transgender, despre muzică, video, Netflix, despre vegani, despre omul în centrul creației sau dietele, despre energie regenerabilă, sănătate psihică, etc. Astăzi, alte tendințe preluate de pe site-ul descoperă.ro și mediafax.ro, și anume fotbalul feminin, țigările electronice, telefoanele smartphone, rețele sociale, gazele de șist, austeritatea, migrația și populismul. Câteva lucruri care au ținut capul de afiș în perioada anilor 2010-2020. Împreună cu noi prin telefon, pastorul David Goran. Aș vrea să vă întreb în continuare despre fotbalul feminin, care nu pare foarte răspândit în România, dar care are mare trecere, a avut mare trecere în deceniul trecut. Vreau să încep cu o remarcă referitoare la unul din punctele abordate în emisiunea anterioară, și anume drepturile femeilor legat de avort în mod special. Am observat în Evanghelia după Luca că evanghelistul folosește același termen atunci când face referire la un copil nenăscut, un nou născut și chiar un copil aflat la o vârstă mult mai mare. Spre exemplu, în capitolul 1, când Elisabeta o vizitează pe Maria, spune: cum am auzit urarea ta, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Iar Luca folosește acolo termenul brefos, care înseamnă, într-adevăr, bebeluș. Atunci când păstorii primesc porunca să meargă după Hristos, iată semnul, veți găsi un prunc, e vorba despre un bebeluș acum aflat în primele zile, poate luni de viață, deja întâlnim același cuvânt, brefos. Și interesant este că Luca, în capitolul 18, va folosi același termen atunci când ni se spune că o parte din părinți sau părinți femei au adus copiii la Domnul Iisus Hristos, iar ucenicii au certat și atunci Domnul spune: lăsați copiii să vină la mine. Deci, din punct de vedere al Scripturii, atât în Vechiul cât și în Noul Testament, nu există nicio diferență legat de moralitate, de vinovăția morală, de valoarea pe care omul o are, atât în perioada prenașterii cât și după naștere. Deci pentru fătul aflat în pântecele mamei, pentru copilul recent născut și pentru copilul mai mare, se folosește în Evanghelia după Luca exact același termen, brefos? Exact același termen, da. Ce interesant, da. Acum, legat de succesul fotbalului feminin... Asta pentru cei care susțin că este doar o aglomerare de celule sau că... Da, exact. Poate fi avortat pentru că nu are valoare, nu are identitate, da. Nu are viață. Nu e adevărat. În Vechiul Testament, exact cum e și chemarea lui Ieremia, spre exemplu, găsim acolo noțiuni care au de-a face cu o personalitate de plin dezvoltată. Te-am văzut, te-am cunoscut înainte să te fi conceput chiar, deci... Chiar înainte de concepere merge recunoașterea divină și valoarea pe care Dumnezeu o acordă omului. Legat de succesul fotbalului feminin, interesant este că prima echipă de fotbal a luat ființă în 1894 în Anglia. British Ladies s-a numit atunci această echipă, dar cred că are o conexiune, chiar dacă este minoră, cu drepturile femeilor, și anume că Nettie Hannibal, fondatoarea acestui club feminin de fotbal, a fost o activistă cunoscută și pentru drepturile femeilor. Deci a fost o femeie care a militat pentru drepturile, pentru mișcarea feministă în Marea Britanie. Fotbalul a devenit foarte popular în perioada premergătoare, primului război mondial, așa cum au fost în Spania, Italia, Franța, Germania. E adevărat că în perioada interbelică, spre exemplu, foarte interesant, Spania a interzis fotbalul feminin între 1937 până în 1978. Dar, în general, după al doilea război mondial a scăzut și revirementul a avut loc la finele anilor 60, când Federația Engleză și-a înființat un departament special dedicat domnișoarelor. Problema pe care o văd eu cu fotbalul feminin, apreciez sportul, mișcarea, singura problemă pe care o văd este aceasta care de fapt apare în mai multe domenii ale sportului, fie că vorbim de atletism, de lupte, ciclism și așa mai departe,
E faptul că există tendința ca persoane care au fost bărbați, spre exemplu, în urma unor operații se declară transgender și practic participă la competiții care sunt dedicate exclusiv genului feminin, ceea ce mi se pare o anomalie. Deci un bărbat joacă într-o echipă de femei, fotbal. Da, sau participă la o anumită competiție atletică în care se știe în mod clar că, în general, bărbații au o structură fizică mult mai rezistentă, să spunem, performanțele pot fi mai mari și atunci el poate acționa în instanță orice respingere din partea celor care organizează competiția. Ceea ce, din nou, arată că doar simpla operația schimbării de sex nu determină și a deveni în totalitate genul pentru care optezi. Ne mai vorbim despre nebunia legalizată de fostul președinte american Barack Obama de toalete unisex. Adică un bărbat putea să intre în toaleta femeilor pentru că el se considera femeie. Da, sau și atunci au fost scandaluri, chiar abuzuri, da, și da, ne-am bucurat când Trump a eliminat această da. Sau în penitenciare un bărbat se declară femeie și vrea să stea în celula femeilor. Da, da, da. O altă tendință a deceniului pe care l-am încheiat, țigările electronice. Mă gândeam aici, oare ce este electronic în țigara respectivă, pentru că până la urmă, mă rog, sunt poate ceva dispozitive pe acolo, dar este vorba tot despre un fum pe care cei care fumează țigări așa numite electronice îl inhalează. Cum comentați țigările electronice, această nouă descoperire, între ghilimele? Trebuie să recunosc că fumatul, în general, este un domeniu destul de străin de mine. Doar în perioada adolescenței, sub presiunea unor anturaje, am încercat, dar ceea ce pot să spun încercând să mă informez și pentru mine, rolul acestor țigări electronice este de fapt cel de a oferi o senzație similară inhalării țigărilor obișnuite. Se pare că ele pot ajuta, însă din ce în ce mai mult am înțeles că există această îngrijorare, și anume faptul că pot fi folosite de fapt de dragul de a le încerca, nu pentru a înlocui cu adevărat țigările obișnuite. Mai mult decât atât, majoritatea dintre ele conțin nicotină, aerosolul care este inhalat conține solvenți, arome, care expun într-o anumită măsură plămânii la complicații. Mai mult decât atât, Departamentul Food and Drug Administration din Statele Unite, deci Departamentul de Alimente și Medicamentație, să spunem așa, în 2016 a decis să pună reglementările și țigările electronice, de fapt, sub aceleași reglementări, sub aceleași reguli cu celelalte produse care vizau nicotina sau țigările obișnuite. Iar vârsta de la care să se înceapă să fie utilizate țigările electronice să fie 21 de ani, deci vârsta majoratului, exact ca și în cazul țigărilor uzuale, normale. Iar recent, tot în Statele Unite, știu că au interzis vapatul cu, așa se numește, deci țigări electronice cu anumite arome, pentru că tineri, adolescenți sau tineri cu vârste destul de mici, au ajuns la spital cu probleme grave de plămâni și nu unul, doi, chiar un număr mare, în urma folosirii țigărilor electronice cu anumite arome. Da, acum, din punct de vedere al creștinilor și a Scripturii, a lui Dumnezeu, orice dependență, indiferent că e vorba despre țigările obișnuite sau electronice, reprezintă un păcat, un mod în care demonstrăm că suntem robi sau sclavi acelui lucru. Cum vedeți telefoanele smartphone? O altă tendință, nu doar a ultimului deceniu, dar în special a anilor din 2010 până în 2020. Cred că aici am putea foarte bine cumula cele două tendințe, dispozitivele smartphone și în același timp rețelele sociale, pentru că probabil niciun tânăr sau nimeni nu percepe să aibă un smartphone, dar fără acces la rețelele sociale sau fără să le utilizeze. Așa este. Mai probabil asta este, să spun așa, preponderent folosirea lor pentru rețelele sociale. Deci telefonul, smartphone nu se folosește să-și sune tinerii, părinții sau, eu știu, bunicii, ci, ca să acceseze rețele sociale. Sigur. În mare parte. Da,
Da, exact. Acest lucru poți să-l faci și cu un telefon obișnuit. Mi-aduc aminte că primul meu telefon a fost un Nokia 3310, în care nu puteai să faci mare lucru decât să trimiți un mesaj text sau să un apel vocal. Mi-aduc aminte că eram în ultimul an de facultate, în 2007, undeva în luna ianuarie, în momentul în care Steve Jobs, regretatul Steve Jobs, lansa primul smartphone fără butoane, Apple-ul. Și giganții de atunci, cum ar fi Nokia, BlackBerry, spre exemplu, nu au dat nicio importanță evenimentului, ba dimpotrivă l-au ignorat, pentru că senzația era cum să existe un telefon fără butoane. Iar mai apoi, succesul pe care l-a înregistrat cei de la Apple, vânzările record, practic au determinat acești giganți să-și regândească întreaga tehnologie și modul de abordare pentru a-și păstra competitivitatea pe piață și pentru a se adresa clienților. Dar cred că și acestea au riscul, pericolul lor. Aș aduce în discuție un caz foarte concret. Cristina Țopescu, decesul ei. A fost foarte dezamăgitor să observi că mai multe surse au menționat că această doamnă jurnalistă nu a mai fost contactată de aproape 3 săptămâni de nimeni, în ciuda faptului că are, cred că, peste 10.000 de oameni care o urmăreau pe internet. Deci există o iluzie pe care ne-o creăm uneori că popularitatea pe care o avem pe rețelele sociale determină într-o anumită măsură modul în care suntem cunoscuți. Iată că în momentele dificile sau în crizele vieții noastre, prietenii nu sunt cei virtuali, ci lumea reală, prietenii care te vizitează, spre exemplu, la spital. Da, deci, o tendință aceasta de a crea o lume virtuală paralelă cu cea reală și care ne afectează, de fapt, lumea reală. Să ai 10.000 de prieteni sau followers și să mori în casă și timp de 2-3 săptămâni nimeni să nu știe că tu ai murit, da, este o tristețe. Da, e tragic. Da. Și cred că asta arată și individualismul. În general, oamenii pierd abilitatea de a-și dezvolta simțul comunicării, nu mai știu să comunice foarte bine, dar stau în fața telefonului, comunică acolo. Am văzut uneori în restaurant persoane care erau împreună, un grup, și de fapt, deși erau împreună, fiecare era cu lumea lui, cu telefonul lui. Da, dacă ai mers la restaurant cu un grup, vorbești cu grupul respectiv, nu prin telefon cu alt grup. Da. O altă tendință, gazele de șist, mai ales în lupta aceasta acerbă pentru petrol, pentru gaze, s-a mai descoperit o variantă, gazele de șist, o tendință a deceniului 2 a secolului 21. Da, eu provin din zona Moldovei, mai exact din Vaslui, și mi-aduc aminte atunci când Chevron a venit în zonă pentru studii, nu pentru exploatări în primul rând, protestele care au avut loc acolo, modul în care s-a intervenit. Chiar am făcut o emisiune atunci, mi-amintesc tulburările de atunci și chiar am făcut o emisiune pe tema respectivă cu câțiva ani în urmă. Da, cred că nici populația nu este suficient de mult informată. De altfel, ceea ce s-a descoperit acolo a fost clasat ca secret național, deci practic nimeni nu știe exact ce s-a găsit în subsol, probabil compania a decis că nu este profitabil să investească. Dar dincolo de asta există tot mai multe semne de îngrijorare, chiar în Statele Unite, cei care sunt cumva promotorii acestei metode, și anume că pierderile de metan în timpul extracției, de asemenea cantitățile de dioxid de carbon care rezultă prin combustia gazului, gazul care se pierde în atmosferă, chiar din gazul acesta de șist, se preconizează că undeva între 4 și 8% din acest gaz ajunge să fie pierdut în atmosferă. Iar Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite au cerut studii concrete pentru a înțelege cât de mult afectează sau nu mediul înconjurător aceste gaze sau această metodă a explorării zăcămintelor gazelor de șist. Ultimele trei tendințe pe care le mai discutăm astăzi, austeritatea, migrația și populismul. Chiar noi trecem, să spunem așa, ca și națiune acum printr-o
listă de măsuri de austeritate pe care guvernul actual vrea să le ia. Și cred că austeritatea apare atunci când predecesorii sau anterior nu s-au cheltuit într-un mod foarte echilibrat fondurile disponibile. Mi-aduc aminte de un citat, nu mai țin minte acum exact cui aparține, și anume că luxul de astăzi va fi necesitatea de mâine sau nevoia de mâine. De aceea cred că anumite măsuri de austeritate sunt benefice pentru a reglementa un deficit, pentru a nu se ajunge într-un colaps financiar sau într-o incapacitate de plată din partea instituțiilor statului, spre exemplu. Migrația, cum o vedeți? Migrația, în special românii, sunt pe primul loc, cea mai mare migrație pe timp de pace din istoria planetei. Aproximativ 5 milioane, 4-5 milioane de români plecați în Bejanie, cum se spune, în Europa. Dincolo de migrația datorită războiului din Siria, din 24-25 de milioane de sirieni, aproximativ 12 milioane plecați în migrație, dintre care o parte au venit peste Europa în anii 2015-2016. Da, așa este. Și pe mine m-a surprins faptul că România este imediat după Siria pe locul secund ca și număr al migranților. Asta în ciuda faptului că, spre deosebire de ei, nu suntem absolut deloc într-un conflict militar. Dar cred că are și avantajele și dezavantajele migrația, fiecare migrant. Trebuie să-și pună foarte bine problema asta. Există factori pozitivi, așa cum poate ar fi educația, nivelul financiar, locul de muncă și așa mai departe. Însă, eu în ultima perioadă am observat o problemă pe care, în calitate de pastor, aș vrea să o aduc în atenție, și anume că această migrare, dacă nu are loc cu întreaga familie, creează foarte multe probleme. Relații între soț și soție care se răcesc, se distanțează, în cele din urmă chiar cazuri de divorț, copii care, în ciuda faptului că au poate mult mai mult financiar, sunt privați de echilibru emoțional, de sprijinul părinților pe care trebuie să-l aibă în perioada poate cea mai importantă a vieții lor. Se numesc orfanii albi. Sunt orfani de părinți, cu toate că părinții le trăiesc. Cu toate că părinții, da, sunt în viață. Așa este. De aceea cred că migrarea trebuie făcută cu foarte mare responsabilitate și pe baza unor principii. Mi-aduc aminte o familie pe care am încercat să o consiliez din biserică, în care el pleca 6 luni, 5 luni în fiecare an și la un moment dat i-am spus, zic, ar trebui să te gândești foarte bine la rolul tău de tată, de soț și dacă în baza acestor principii reușiți să plecați împreună cu familia, cu copiii, soția ta, atunci e ok, dacă nu, rămâneți aici împreună. Și m-am bucurat pentru faptul că a acceptat lucrul ăsta și în cele din urmă au reușit să migreze împreună, au făcut într-adevăr un efort financiar și mult timp cred că s-a simțit lucrul ăsta, dar depinde pe ce punem pe primul loc ca valoare. Fie familia, fie bunăstarea și uneori trebuie avut grijă pentru că, iată, ajungi să constați că ai o casă sau ai bani, dar nu mai ai familie. Și atunci, care e sensul? Da, și foarte trist, de obicei generațiile următoare nu locuiesc în casele construite de părinții lor. Absolut, Pentru că au da, altă am și eu. arhitectură, au... Da. Da, așa este. Am și eu câțiva unchi, mătuși care au case destul de mari și în perioada iernii fac economii considerabile, locuiesc într-o singură cameră, nepermițându-și să-și încălzească toată suprafața foarte mare a Copiii n-au vrut casei, să da. locuiască cu ei sau s-au simțit mai bine independenți. Absolut, singur. Da. Ultima tendință, populismul. Cum vedeți, mișcarea și chiar ea având mișcarea populistă, într-un fel și ca reacție la valul de imigranți peste Europa, la duplicitatea politicienilor. Și atunci au câștigat politicienii care promovează populismul.
este foarte important să ne gândim la faptul că există foarte, așa cum spuneați deja, anumite forțe politice care încearcă să profite de pe urma situației și atunci tendințele populiste sunt în ascensiune, în creștere. În același timp, cred că nici nu putem să ne bazăm pe opinia sau pe punctul de vedere al maselor în general, pentru că în orice domeniu ai nevoie și de specialiști, de experți care să vină dintr-un anumit punct de vedere conform studiilor pe care le au și să îți dea o direcție. De asta cred că populismul nu ar trebui să elimine sau să înlocuiască, să spunem așa, specialistul, elitismul, oameni care sunt pregătiți într-un anumit domeniu. Cred că strâns legat de populism, în unele state cel puțin, există și, sau cel puțin așa e percepția mea, o tendință de a crește naționalismul, tocmai având în vedere migranții, crizele care au fost cu migranții din anii precedenți. La final aș vrea să vă întreb, din toate tendințele discutate, care vi se pare cea mai bună, cea mai pozitivă și care vi se pare cea mai periculoasă? Și le-aș aminti pe toate care le-am discutat și data trecută și astăzi pentru ascultătorii noștri, iar dumneavoastră să selectați una plus, una minus. Plasticul, okay. Drepturile femeilor, reformularea genurilor, muzică, video, Netflix, veganismul, energia regenerabilă, sănătatea psihică, fotbalul feminin, țigările electronice, telefoanele smartphone, rețele sociale, gaze de șist, austeritate, migrație și populism. Dacă ar fi să încep cu cea negativă pentru a încheia pe un ton pozitiv, cred că reformularea sau reformarea genurilor, politica asta, tendința asta transgender, o văd ca fiind poate în topul sau în capul listei ca negativ. Iar cea mai periculoasă. Cea mai periculoasă, da, datorită provocărilor pe care le are repercursiunile asupra valorii vieții de familie, a vieții morale și religioase și în cele din urmă chiar a urânduirii sociale. Iar pozitivă, acum sper să nu fiu înțeles greșit, cred totuși că tehnica este foarte bună. Dacă știm să o folosim, ea nu este rea în sine, răi suntem noi cei care nu știm să o folosim, dar cred că dispozitivele, smartphone, și aici nu mă refer doar la telefoane, cât și la calculatoare, rețelele sociale, încă sunt în formare, sunt încă student la un seminar din Statele Unite și nu pot să concep cum aș fi dus perioada asta de studenție, fiind aici în țară, dacă nu aș fi avut acces la o bibliotecă electronică, la anumite resurse la care nici nu am visat vreodată, deci efectiv o bibliotecă întreagă sub un cont și o parolă ai acces asupra lor. De asta cred că recent și Biblioteca Vaticanului a început să își pună online resursele și cred că asta este un progres important pentru studiu, pentru știință, pentru educație. Dar și un cuțit de bucătărie poate fi folosit pentru a tăia pâine sau pentru altceva, absolut. Doamne ferește. Da. Sigur. Mulțumim da. Frumos, să dea Dumnezeu ca tendințele deceniului 2020-2030 să fie toate pozitive. Amin, așa sunt dea Dumnezeu. Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin telefon pastorul David Goran. Am discutat despre tendințele deceniului încheiat, deceniul 2 din secolul 21, anii 2010-2020. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă tastați pe internet la ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!